Am fost convocați astăzi în dispoziția 1035 la o ședință extraordinară a Consiliului Local. Dintr-un număr de 21 de consilieri, 18 sunt prezenți. Ordinea de zi cuprinde 4 proiecte și un punct suplimentar al 5-lea. Să punem la vot cine este de-a pentru ordinea de zi. Împotrivă, abțineri. Primul proiect. Privind aprobarea încheierii unui acord de asociere. Pro Comisii de Administrație Publică. Aviz favorabil. Juridic. Aviz favorabil. Discuții, dacă sunt. Supunem la vot cine este pentru. Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Proiectul 2. Privind completarea hotărârii Consiliului Local numărul 205 din 27.09.2018. Comisia Urbanism. Aviz favorabil. Comisia Juridic. Aviz favorabil. Discuții. Spune la vot cine este pentru. Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Proiectul numărul 3. Privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul hotărârii Consiliului Local numărul 220 din 2018. Avizul Comisiei Buget. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridic. Aviz favorabil. Discuții. Spune la vot cine este pentru. Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Proiectul numărul 4. Privind aprobarea finanțării de la bugetul local al municipiului Roman a utilităților și amenajării terenului pentru realizarea obiectivului de investiții locuințe pentru tineri destinate închirierii județului Neamț, municipiul Roman, strada Moldovei, fără număr, etapa 3.1, specialiști în sănătate. Comisia Buget? Aviz favorabil. Comisia Juridic? Aviz favorabil. Discuții dacă sunt. Dacă nu, să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Mulțumesc. Și proiectul suplimentar privind rectificarea bugetului local consolidat, a listei de investiții și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul local de anul 2018. Comisia Buget? Aviz favorabil. Comisia Juridic? Aviz favorabil. Discuții. Mulțumesc, să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. A fost epuizată ordinea de zi cu punctul suplimentar. Dacă mai sunt alte întrebări. Vreau încă o dată să vă mulțumesc pentru disponibilitatea de care ați dat dovadă. Și caracterul de extraordinar acestei ședințe a fost dat tocmai de acest studiu de fezabilitate pentru proiectul de finanțare a blocului pentru specialiști în sănătate, studiu de fezabilitate și cheltuielile aferente care sunt în sarcina primăriei municipiului Roman. Suntem în etapă finală și cu autorizația de construire și proiectul tehnic. Ceea ce înseamnă că sperăm cât de curând să înceapă lucrările la acest obiectiv de investiții. Așa cum ați văzut și dumneavoastră la conferința de presă, eu vreau să vă mulțumesc și pentru sprijinul pe care l-ați acordat pe Primăriei Municipiului Roman pentru cele 18 proiecte cu finanțare europeană depuse în an de zile de Primăria Municipiului Roman, care înseamnă atragerea 35 de milioane de euro la Roman, în municipiul Roman, investiții directe, ceea ce înseamnă că în următorii 4 ani vom avea în continuare foarte multe lucruri și mă bazez pe mai departe de sprijinul noastră. Vă mulțumesc!